something to declare for customs? No, no. Cigarettes, alcohol? No, no, we don't drink, we don't smoke. Drugs, maybe? No, 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 thanks. Okay. It's the joke. No, thanks. Have a nice trip. Thank you, bye. Salutare lume și bine v-am regăsit aici pe canal, pe Lucifer Videographer. De acum încolo acesta va fi formatul, episoadele vor fi în limba română. Sper să vă placă și să rămâneți cu noi. A venit timpul să începem oficial sezonul Moto 2023 și plecăm spre Corsica. Dar astăzi o să avem o zi destul de lungă, e aproximativ 450 de kilometri până în Bosnia și avem 3 treceri de graniță, așa că o să avem ceva de băgat. Dar vremea este frumoasă, ține cu noi, momentan la ora 10 dimineața avem deja 10-11 grade, o să fie bine. Bună ziua! Bună. Aici aveți și talonul. Înăuntru. Unde mergeți? Pe Corsica, teoretic. Ok. Practic mai vedem cum ajungem. Nu-i plănuit nimic concret. Așteptăm de vreo 5 minute. Verifică pașapoartele și actele de la motor. Italy, maybe Corsica, if we can cross with the ferry and we come back. Okay. 2 weeks, around 2 weeks. Thank you. Welcome. Prin România am băgat vreo 90 de kilometri. Iar de când am trecut în Serbia, până la granița cu Croația, am făcut aproximativ alți 140 de kilometri. Suntem foarte aproape de granița dintre Serbia și Croația. In front of the deer here? Okay. Și am ajuns aici la granița cu Serbia și Croația. Avem 3 mașini în fața noastră și un tir mare în spate. Sperăm să fie tot ok. Yes, in Italy. Super. Asta a fost cu partea de sârg și acum mergem pe la partea croată, peste apă. Să mă și îmbrac înapoi. Da.
you. Thank you, bye. Oh, thank you. Am vrut să întreb pe talonul ții locat? Nu era să ne rămână talonul aici. Hello. Have something to declare for customers? No, cigarettes, alcohol? No, no, we don't drink, we don't smoke. Drugs, maybe? No, no, no thanks. Okay. It's the joke. No, okay, have a nice trip. Thank you, bye. Am terminat și cu a doua graniță pe ziua de astăzi. Am mers destul de ok, zic eu că a fost un pic mai ușor decât în prima fază. Iar acum avem deja făcuți 230 de kilometri și o să căutăm undeva primul peco mai mare, unde să putem umple Transalpul și poate găsim ceva de mâncare sau să bem un ceai. Mai avem încă 220 de kilometri până la cazarea noastră. Hello. Buy the moto. Meet card, please. După vreo 250 de km parcurs, am oprit aici în Croația la o benzinărie, la un peco din ăsta mai măricel. Totul e închis, Kaufland-ul sunt închise, Lidl, toate magazinele mari din cauza Paștelui, a doua zi de Paște. Azi e luni, 10 aprilie. Și eu am mai avut ceva cu una de data trecută. Am vrut să plătim aici la peco și am zis că nu mai acceptă, numai euro. M-am intrat în Schengen, mă gândeam că o să mai fie perioada aia de tranzit, de tranziție cumva, de 6 luni, un an măcar, să accepte și euro și cuna în paralel. E bine, mâncăm un croissant, un ceai și ne continuăm drumul, mai avem vreo 200 de km până la cazarea din Bosnia. Today Bosnia and tomorrow Italy. You have something for police maybe? What? Like drugs? Ah, no. Smoke. We don't drink. You don't drink, you don't smoke anything. No. Thank you. Thank you. Have a nice day. Asta a fost partea croată, am ieșit din Croația și trecem acum râul Sava și mergem în Bosnia. Să vedem. Mai nou, toată lumea întreabă dacă vrem sau dacă avem țigări, droguri, alcool. Ce e aici? Aglomerație, bă, băiatule! Față? Paștele, merg acasă iepurașul din Bosnia, în Croația. Hello, here. Hello. Sarajevo, Buda. No, today... Montenegro. No, Baia Luca and tomorrow Italy, and then we will see.
It was last year in Sarajevo and in Mostar. Now we continue. Thank you. One is done. Hello, good morning. Thank you. Bye. Welcome to Bosnia. Mai avem 200 de kilometri până la cazarea noastră, dar nu mai putem de fund și ne-am oprit să mâncăm o banană. Hai să vedem ce am găsit aici. Ceva gogoș și ceva cu șuncă. Și pe ultima bucată de drum, de aproximativ 25 de kilometri, se pare că avem un drum foarte fain, virajat. Ne place. Și după asfaltul ăla fain, avem și un pic de drum în lucru. Dar nu-i stres, că e o distanță mică numai. Mai avem doar 8 km și ajungem la cazare. Avem și traficul de Bosnia, o țară haotic, dar ne învățăm cu el. Aici primul venit, primul servit. Mai e singura regulă. Și asta este cazarea noastră, dacă nu mă înșel, am ajuns bine, apartment Scopo. Am făcut check-in-ul, am plătit 21 de euro pe noapte, acum ne despachetăm motorul, ducem toate bagajele în cameră și mergem să căutăm ceva de mâncare, un restaurant sau un fast food, ceva, vedem ce găsim. Da, cam asta a fost pentru astăzi. O scurtă recapitulare, am plecat dimineața de la 8 din Arad, România, am trecut 3 granițe, România-Serbia, Serbia-Croația, Croația-Bosnia, 450 de kilometri, 10 ore pe drum, vreme bună, puțin vânt, drumuri ok, asfalt bun. Suntem mulțumiți, am găsit cazarea asta cu 21 de euro pe noapte, de-aia am și deviat prin Bosnia, că niciunde nu găsești prețul, nici măcar campinguri nu găsești sub 30-35 de euro. Și mâine să stați cu noi, pentru că în episodul următor vrem să plecăm de aici, din Bosnia, din Banja Luka, până în Veneția și 570, ceva de genul. Chiar acum de 5 minute am bucuit un bungalow, o căsuță din aia micuță pătrată pe piloni. Cea mai ieftină cazare, 39 de euro, în, îi zice, Hu Veneția Camping in Town. E drăguț. Era la 48 de euro ceva, mai de fiță cu pat matrimonial, nu știu, dar nu ne interesează. Ideea e că mâine, deci de acasă am făcut 10 ore, mâine o să facem vreo 12-13, cam. Deci plecăm dimineața, sperăm până la vreo 7 și să ajungem acolo până la un 7-8 seara. Vedem. Rămâneți cu noi și ne vedem în episodul următor. Ciao, lese!